Sărbătorile pascale au determinat înăsprirea în această perioadă a controalelor la agenții economici din județ. Fiecare comerciant care are la vânzare ouă, cozonaci sau carne și produse din carne a fost verificat. Ne-am intensificat controalele și pentru ceea ce înseamnă desfacerea, odera, producere, transport și desfacere, la fel și pe produsele de origine non-animală, patiserie, cozonaci. Până acum nu avem semnale din teritoriu care ar fi neconformități sau nereguli. Special pentru sărbătorile pascale, Direcția Sanitar-Veterinară a autorizat spații de sacrificare a mieilor la nivelul întregului județ. Sunt spații temporare, se cheamă, deci pe perioada sărbătorilor tradiționale la români, adică Crăciun și Paști. Aceste spații trebuie să îndeplinească niște condiții minimale, optime, pentru desfășurarea în bune condiții a sacrificării animalelor care sunt destinate consumului uman. S-a respectat ordinul Ministerului și ce am dat în teritoriu pentru amenajarea acestor puncte de sacrificare și Direcția Sanitar-Veterinară este pe poziții cu protecția consumatorilor și poliția. Pentru sărbătorile pascale, în Vaslui sunt două puncte de sacrificare și două abatoare care sunt specializate pe sacrificarea oilor. În zona Hușului și a Bârladului există de asemenea câte două puncte unde mieii pot fi sacrificați corespunzător legii.